După ce RTX 4090 și 4080 au fost primite cu mult entuziasm, deoarece sunt două plăci foarte puternice, dar cu prețuri pe măsură, RTX 4070 Ti este așteptată de mai mulți gameri, deoarece va avea un preț mai rezonabil. Așadar, am primit spre testare de la MSI modelul RTX 4070 Ti Supreme X 12G. Placa a fost lansată oficial astăzi, pe 4 ianuarie 2023, iar în curând va fi disponibilă și în magazinele din România. Așadar, mai avem puțin de așteptat pentru a vedea și un preț. În timp ce RTX 4080 utilizează procesorul AD103, modelul 4070 Ti a primit AD104, cu specificații ceva mai scăzute. Astfel, 4070 Ti vine cu 7680 de nuclee CUDA, o memorie GDDR6X pe 192 de biți, cu o lățime de bandă de 504 GB pe secundă și un TDP de 285 W. Frecvența de bază a procesorului este de 2310 MHz cu buza 2775, cel puțin pentru varianta Supreme X. Sistemul de testare are o sursă MSI MAG A750GF de 750 W 80 plus Gold, o placă de bază MSI MAG 10790 Tomahawk, 32 de GB de RAM XPG Lancer RGB DDR5 la 5600 de megatransfer pe secundă, un SSD NVMe MSI Spatium M480 de 2 Tera și un procesor Intel Core i9 13900K la frecvență de bază, care este răcit cu ajutorul unui cooler all-in-one MSI MPG Core Liquid K360V2. Modelul MSI 4070 Ti Supreme X dispune de un radiator masiv cu 3 ventilatoare. Sistemul de răcire ajută la disiparea căldurii de pe toată placa grafică. Torx Fan 5, care este compus din cele 3 ventilatoare, au un design care mențin un flux de aer sporit cu presiune mare. În momentul în care placa este rece, acestea sunt complet oprite. Prin urmare, avem parte de un sistem mai silențios. Căldura generată de placa video este captată de un baseplate din cupru, care apoi este transferată rapid către heatpipe-uri, care sunt aplasate direct deasupra procesorului video. Acestea au un design pătrat, nu unul tubular, așadar avem un contact pe o suprafață mai mare. Astfel vom avea parte de temperaturi mai scăzute. Pe spate are un backplate din metal care răcește piesele de pe partea respectivă. Acesta are un design raforsat din metal, astfel placa are o rezistență crescută. Placa are dual BIOS, unul marcat cu Silent și altul marcat cu Gaming. Am testat placa pe BIOS-ul de Gaming. Pe partea de conectică avem 3 mufe DisplayPort și un HDMI. Pentru teste am folosit Cyberpunk 2077, evident cu DLSS 3, plus Frame Generation On, DIR 5, 3D Mark TimeSpy, TimeSpy Extreme și testul DLSS, alături de Shadow of the Tomb Raider. Toate jocurile au avut setările date pe maxim, inclusiv Ray Tracing cu DLSS pus pe Quality sau echivalent. Rezoluția a fost setată la 2560x1440 și 3840x2160. În Cyberpunk 2077, cu DLSS 3 și Frame Generation On, la rezoluția de 2560x1440 de pixel, vedem o medie de 128 de cadre pe secundă. Trebuie să menționăm faptul că benchmark-ul are un bug în acest moment, dar numai în momentul în care avem Frame Generation On. Acesta arată doar jumătate din FPS-urile reale, dar le puteți vedea corect folosind MSI Afterburner cu Riva Tuner. Schimbând rezoluția la 4K, avem o medie de 63 de cadre pe secundă. În DIR 5, la rezoluție 4K, media este de 88 de cadre pe secundă. În Shadow of the Tomb Raider, la rezoluție de 2560x1440 de pixeli, avem o medie de 165 de cadre pe secundă, iar când am trecut la 4K, media a scăzut la 101 cadre pe secundă. Trecând la 3D Mark, să începem cu TimeSpy, unde vedem un scor de 20.937 de puncte, placa video având separat 21.221. În TimeSpy Extreme, vedem un scor de 10.789 de puncte, iar placa video a obținut separat 10.558 de puncte. În testul 3D Mark de LSS2, vedem o medie de 29 de FPS-uri cu el off și 54 de FPS-uri cu el on, iar cu DLSS 3 vedem o creștere la 74 de cadre pe secundă. Așadar, acesta a fost un scurt și rapid review al lui RTX 4070 Ti, implementarea Supreme X de la MSI, o placă excelentă care a stat rece în timpul testelor. Am văzut o temperatură de până la 65 de grade cu un consum maxim de 225 W, în condițiile în care frecvența procesorului a urcat lejer până la 2820 de MHz. Probabil cu un overclock manual, placa se apropie lejer de aproape 2,9 GHz. Până la următorul clip, ne vedem pe techzilla.ro și nu uitați de like la clip, subscribe și să apăsați clopoțelul pentru notificări.